Bun găsit la știri, sormonii, care sunt cele mai importante evenimente din Bașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurii. Întreg județul Iași este sub cod galben de vreme rea până mâine dimineață, potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie. A început să ningă de noaptea trecută, zăpada s-a depus pe alocuri, iar temperaturile abia au atins un grand la orele amiezii. Oamenii s-au reîntors la hainele groase de iarnă, iar agricultorii își fac griji pentru recolta din acest an, în special pomii fructiferi și vița de vie. Iarna pare să se fi întors în Pașcan și comunele din împrejurim. De astă noapte a început să ningă zdravă, iar zăpada s-a depus într-un strat subțire pe câmpuri. Cei mai afectați de vremea rea ar putea fi copacii care au înflorit, dacă temperaturile vor ajunge sub 0 grade. Ninge de astă noapte, iar stratul de zăpadă s-a depus pe alocuri. Potrivit agricultorilor, cel mai mult au de suferit pomii fructiferi, deoarece sunt înfloriți, iar rodul ar putea fi compromis. Oamenii spun că nu este pentru prima dată când ninge luna aprilie și că nu zăpada este o problemă, ci înghețul. Foarte frumos. Dar credeți că o să afectați copacii? Și... Încă nu. Dacă nu degerul, nu afectează. Dacă degerul, nu afectează. Păduce și viță și tot, și floare. Depinde cât de tare coboară temperatura. Pe 8 ani a fost tot așa când sunt... În zăpezii Pașcani, nu se mai putea intra pe nicăieri. Tot așa, pe 14 aprilie. În fiecare an în lună, în fiecare primăvară, de când eram elevă, pe 3, pe 5, pe 10 aprilie, e scutura cu joacele. Deci, din totdeauna. Zăpada meilor sau cum? Zăpada meilor. Na, vremea își face treaba, nu de cap, își face timpul, își face de cap. Reprezentanții prefecturii Iași s-au reunit într-o ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență pentru avertizarea de condiții meteo severe. Prefectul Marian Șerbescu a dispus însă de măsuri care trebuie aplicate în fiecare comună și oraș din județ. Și având în vedere atenționările meteo de cod galben și cod portocaliu, ieri am convocat ședința extraordinară a Comitetului pentru Situații de Urgență, în care am solicitat mobilizarea tuturor resurselor din partea instituțiilor cu responsabilități în gestionarea unor astfel de situații. Și mă refer aici la Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași, la Direcția Regională de Drumuri și Poduri, la Inspectoratul de Poliție Județean, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la serviciul de ambulanță, la furnizorii de utilități, electricitate, gaz, alimentare cu apă, astfel încât fiecare instituție să fie pregătită să intervină, dacă va fi cazul, conform atribuțiilor legale care îi revin. Specialiștii agronomi spun că dacă temperaturile vor ajunge până la minus 3 grade, atunci culturile agricole ar putea fi compromise. La minus 1 grad până la minus 3 grade înseamnă brumă. Vor fi afectate zonele de presionare, culturile, pomicule și viticule. Dacă va coborî mai jos, vor apărea probleme. Vor fi afectați lăstarii sever, deoarece vor îngheța. Aceștia se vor usca parcă ar fi arși, a declarat Mihai Mustea din cadrul Universității de Agronomie Iași. Rețelele de socializare au fost invadate de fotografii de iarnă ca și cum ar fi sezonul rece, nu mijlocul primăverii. Oamenii sunt îngrijorați și speră să nu rămână fără fructele și legumele românești mult așteptate. Menționând că potrivit ANM, în cea mai mare parte a Moldovei, începând cu după amiaza zilei de joi 20 aprilie, vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor cumula local 60 de litri pe metru pătrat, iar acestea vor fi sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare până vineri. O echipă formată din 7 elevi de la Liceul Tehnologic Mihai Busuioc din Pașcan se află printre finalistele competiției Astropi, organizată de Agenția Spațială Europeană. Experimentul tinerilor din MyBus Researches este rulat la bordul Stației Spațiale Internaționale în cadrul unor misiuni științifice coordonate de astronautul Thomas Pisque. Irina Costaș, Georgiana Druc, Nicușora Catincăi, Alexandru Baciu, Andrei Buzatu, Paul Dascălu și Răzvan Nemțanu, elevi în clasa 9 la specializarea tehnician operator tehnică de calcul, de la Mihai Busuio, coordonați de profesorul Adrian Tomuș, au ajuns în spațiu. Este vorba despre un concurs la care s-au înscris și la care au participat și muncit foarte mult. Cât ați muncit la acest proiect? Să știți că mult, mai ales că era o provocare nouă, era acea programare pe care, să zicem că aveam un avantaj că am făcut lucruri de informatică, dar elevii foarte, foarte puțini.
Dar am avut câțiva care, nu știu, din punctul meu de vedere, foarte greu s-au adaptat la programare. Acatinca Nicușor și dascălul Paul, care oricum vorbește cam puțin, dar el lucrează, și Răzvan. Deci ei s-au adaptat foarte ușor. Deci nu l-am explicat, am trebuit să le explic sintaxa unui if, unui for, dar s-au prins foarte repede. Și după aceea, foarte ușor pentru ei, pentru că acasă puteau să încerce. Era acel simulator software, era pe internet. Era online, intrai pe pagina lor și acolo își făceau încercările. Și au avut tutorialele de pe pagina, când mi s-a pus de la dispoziție, erau foarte ușoare, chiar dacă erau în engleză. Elevii, majoritatea dintre ei navetiși, spun că acest concurs la început le-a părut o joacă, însă când au văzut rezultatele și mai ales că primesc semnale din partea stației spațiale, s-au pus serios pe treabă. Alături de profesor au reușit să facă o figură frumoasă. Speră ca la final să fie premiați. Pentru început am avut un foarte mare dezavantaj neștiind limbajul de programare și cu ajutorul dirigentului nostru și profesorului am reușit să înțelegem acest limbaj și împreună cu tutorialele postate de cei de la Stropii am reușit să învățăm acest limbaj. Doar 5 licee au trecut mai departe și așteptăm cu nerăbdare data de 15 mai să primim rezultatele. De unde pasiunea asta? Fiind acest profil, această pasiune a început să încolțească în mințile noastre. Conducerea școlii, profesor Elena Panțiru, spune că rezultatul echipei din Pașcani o bucură și mai ales aduce multă mândrie unității de învățământ, dar și orașului, care a ajuns să fie cunoscut și în spațiu. Într-adevăr, este o realizare foarte importantă pentru liceul nostru. 7 elevi de la clasa 9, coordonați de domnul profesor dr. Tomuș Adrian, au participat la competiția Astropii, organizată de către Agenția Spațială Europeană. Într-adevăr, astronautul Thomas Pesquet este cel care s-a ocupat, care a ținut permanent legătura cu domnul profesor și cu participanții la acest proiect și dumnealui laudă meritele echipelor din România, în special. Ați văzut că s-au prezentat foarte frumos. Astronautul Thomas Pesquet mulțumește tuturor echipelor care s-au înscris în competiția Astropii și spune că au făcut o treabă excelentă, dat fiind că au fost mulți candidați, decizia a fost una grea, mai ales să experimenteze testele la bordul Stației Spațiale Internaționale. Printre cele mai bune candidaturi se numără și echipa din Pașcani. Astfel, astronautul francez a transmis un mesaj elevilor și profesorului din Pașcani de la Liceul Tehnologic Mihai Busuioc. But remember, Astropii does not end here. Now that you have the basics of coding, I encourage you to continue exploring different ways to use your AstroPies to create more amazing projects. Use your imagination, ask yourself questions, challenge yourself, and have fun. Once again, congratulations to every team that participated in this program and to our winners. It's great to work with you all. Goodbye. Pe 15 mai vor fi făcute publice testele experimentelor. Astronautul Thomas Pesquet le va comenta de pe orbită. Datele colectate în spațiu vor fi trimise echipelor participante care vor analiza rezultatele. Agenția Spațială Europeană este formată din 22 de membri. Este o organizație interguvernamentală creată în 1980 cu sediul la Paris, în scopul asigurării și dezvoltării cooperării între statele europene în domeniile cercetării și tehnologiei spațiale. Este a treia agenție spațială în lume după NASA și Agenția Federală Spațială Rusă. Veste bună pentru cetățenii care au probleme cu fondul funciar. De exemplu, noul prefect de Iași, Marian Șerbescu, a luat decizia să țină audiențe la Pașcani, să se întâlnească cu oamenii pentru a le auzi ofurile și pentru a găsi rezolvare pentru ele. Astfel, întâlnirile sunt programate pentru jumătatea lunii mai, doritorii fiind așteptați să se înscrie pe liste. Întâlnirile dintre cetățenii și prefectul Marian Șerbescu au loc la sediul primăriei municipiului Pașcani joi 11 mai și peste o săptămână 18 mai, începând cu orele 9:30. Înscrierile se pot face la numerele de telefon afișate pe ecran sau la adresa de e-mail. Cetățenii se pot înscrie la audiențe până pe data de 9 mai anul curent. Acesta va susține două săptămâni la rând în luna mai audiențe în cadrul primăriei municipiului Pașcani. E vorba de joi 11 mai de la ora 9:30 și de asemenea joi 18 mai de la ora 9:30. Înscrierile pentru cetățeni, pentru cei ce doresc să discute cu domnul prefect, se fac la instituția prefectului Iași. Sunt numerele de telefon 0232421786, respectiv 0232421773.
Puteți să vă înscrieți și online pe contact@prefecturaiasi.ro și să vă prezentați mai apoi, imediat după ce vă programați, pentru că fără programare nu știu dacă veți reuși să intrați sau nu la întâlnirea cu prefectul județului Iași. Marian Șerbescu este al 17-lea prefect al județului după 1990. El a fost numit în funcție la începutul acestei luni. Are o experiență de 20 de ani în administrația publică. Primii 15 ani i-a petrecut la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, iar următorii 5 ani a fost angajat al prefecturii, mai întâi consilier, apoi director al Cancelariei Prefectului. Ieri a fost publicată în Monitorul Oficial legea privind scutirea copiilor de până la 3 ani de la plata întreținerii. Președintele țării a promulgat săptămâna trecută textul cu modificările recente privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. În proiect a fost propus și majorarea termenului de plată al utilităților de la 20 la 30 de zile, dar modificarea a fost respinsă. Dacă aveți copii cu vârsta de până la 3 ani, nu veți mai plăti la întreținere și pentru ei. Ieri a fost publicată legea privind scutirea de la plată pentru micuți. Legea numărul 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari a fost modificată și a fost promulgată cu noul articol care prevede acest lucru. De asemenea, se prevede modificarea articolului 49 din lege, în sensul majorării termenului de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari de la maximum 20 de zile la maximum 30 de zile. Această modificare a fost însă respinsă potrivit site-urilor de specialitate. Cei care vor să vadă noul text de lege pot accesa pagina de internet legestart.ro. Autobuzele ce aparțin regiei locale de termoficare sunt foarte vechi și mai ales consumă foarte mult, așadar conducerea societății dorește ca în viitorul cel mai apropiat să fie cumpărate două mașini de transport persoane. Discuții cu cei din conducerea municipiului au avut loc urmând să fie stabilite suma și când să fie achiziționate autobuzele. Cele 7 autobuze și un microbuz ce fac parte din parcul auto area GGL Pașcan sunt vechi și care consumă foarte mult. Mai mult decât atât, nu au nici prea multe dotori sau să-ți ofere confortul necesar unei deplasări. Directorul Gelu Nedelcu și în urma unei întâlniri cu cei din conducerea ieșeană de transport în comun vine cu propunerea de a achiziționa două autobuze second hand de la ei, dar fiabile și care să ofere condiții mai bune navetiștilor, mai ales că cei din Iași au un plan să cumpere mijloace de transport în comun noi printr-un împrumut de la Banca de Dezvoltare. Am avut o întâlnire cu directorul general de la regia de transport local din Iași. A fost mai mult un, să spunem, schimb de experiență și să învățăm din ce fac ei. Am aflat că primăria Iași va accesa un împrumut de la BERD în valoare de 15 milioane de euro cu care își vor înlocui parcul auto. Eu am avut discuții cu domnul primar și cu domnul administrator public pentru a le solicita un ajutor, un suport în înlocuirea parcului. Ne dorim deocamdată, cel puțin pentru anul acesta, să înlocuim măcar unul dintre autobuze. Vrem să cumpărăm un autobuz mai bun, nu nou, pentru că nu ne permitem. Probabil undeva în jur de 200-250 de mii de lei să fie autobuzul, cu norme de poluare Euro 4 sau Euro 3 sau Euro 4. În acest moment, în parcul auto area GGL Pașcan sunt 7 autobuze și un microbuz. Cea mai recentă achiziție a fost făcută în anul 2012, când la conducere se afla Georgeta Sandu. Este vorba despre un autobuz second-hand pentru care s-a achitat 9.000 de euro, fiind adus din Germania. Caravana Eu sunt 12 vrea să vină și în Pașcane. Organizatorii au stabilit și data. Este vorba despre mijlocul lunii iulie. Mai mult, la eveniment vin și Gabi Balint și Bogdan Stelea, fotbaliștii de aur a României. Decizia finală, în urma unor discuții și condiții, va fi luată de administrația locală. Caravana va fi montată în zona centrală din Pașcane, în apropierea primăriei municipiului. Posibil ca la Pașcan să oprească caravana Eu sunt 12. Evenimentul este programat pentru ziua de duminică, 16 iulie, în intervalul orar 14-23, pe platoul primăriei și parcarea laterală. Momentan, organizatorii au venit cu ofertă și propunerea evenimentului, care se anunță o experiență senzorială și multimedia. Cei prezenți vor putea să experimenteze realitatea virtuală și augmentară, dar pot vedea și un show de multimedia de lumini și lasere în camionul Frigo, amenajat cu un bar de gheață. Mai mult, pasionații de jocuri video și console au ocazia să le probeze. Evenimentul pe care dumnealor ne-l propun să aibă loc în municipiul Pașcan pe data de 16.07.2017, în intervalul orar 14-23, se numește Caravana Eu sunt 12. E vorba de o serie de experiențe senzoriale și multimedia pe care aceștia le propun: realitate virtuală, realitate augmentată, show multimedia cu lumini și lasere într-un camion Frigo.
jocuri video pe console. Organizatorii au pregătit și jocuri pe suporturi gonflabile, fotbal tras la poartă, dar și alte jocuri și concursuri, sesiuni foto și multe altele. De asemenea, în Pașcani vor veni Gabi Balin și Bogdan Stelea, gloriile fotbalului românesc. Sunt multe lucruri pe care ei le propun în cadrul acestui eveniment, printre care și întâlnirea cu doi fotbaliști din generația de aur, foști fotbaliști din generația de aur, vorba de Gabi Balin și Bogdan Stelea. Pe lângă multe alte surprize pe care dumnealor le pregătesc. Atmosfera este întregită și de o terasă unde publicul poate consuma răcoritoare, bere și preparate după rețete speciale care se vor regăsi la barul Camion și la Food Car. Postul de Radio Europa FM va transmite ce se întâmplă dintr-un studio montat în Pașcani. Producătorul evenimentului va realiza și un film de maximum 3 minute despre Pașcani. Dacă toate acestea vor avea loc la Pașcani, urmează să decidă cei din conducerea orașului. Administrația locală din Târgu Frumos are planuri mari pentru acest an. Pe lista de investiții pentru 2017 au fost prinse lucrări de anvergură pentru dezvoltarea orașului. Pe lângă cele care vor fi finalizate în următoarele luni, aleși au votat și reabilitarea 3 grădinițe, extindere de apă, canalizare și gaz metan, precum și modernizări la piața agroalimentară. Cel mai mare proiect în așteptare de fonduri, asfaltarea 20 de kilometri de străzi în oraș. Ce investiții noi sunt pentru anul acesta în Târgu Frumos? Grădinițe moderne, extindere de apă și canalizare și mai ales asfalt tot orașul. Acestea sunt doar câteva dintre proiectele pentru care administrația locală a alocat bani din bugetul local sau caută fonduri. De exemplu, cel mai mare proiect depus de curând la Ministerul Dezvoltării, cu o valoare de circa 24 de milioane de lei, prevede asfaltarea a aproape 20 de kilometri de străzi în oraș. Mai avem un proiect mare depus la Ministerul Dezvoltării, un proiect de 24 de milioane de lei, ceea ce ar reprezenta modernizarea infrastructurii pe o lungime de 19 km 900. Avem cofinanțare aici 100 de mii de lei. Aștia 100 de mii cofinanțare pentru a fi eligibil proiectul. Ca și cofinanțarea noastră o să ne coste mult mai mult, dar... Și grădinițele din oraș vor fi reabilitate și se va face extinderea clădirilor. Trei proiecte pentru reabilitare și extindere corp grădiniță, strada 1 Mai, 65 de mii de lei. Reabilitare și extindere corp clădire grădiniță strada Petru Rareș, 65 de mii de lei. Și reabilitare și extindere corp clădire grădiniță Tudor Vladimirescu, 25 de mii de lei. Administrația locală speră să ducă la bun sfârșit cât mai repede și proiectul privind performanța energetică a blocurilor de pe strada Cuzva Vodă. Banii sunt de la guvern, administrația locală și locatari, însă sunt și probleme cu strângerea banilor de la populație. Avem în continuare blocul cu performanța energetică a blocurilor de pe strada Cuzva Vodă. 103.000 lei de la bugetul local și 103 de la Ministerul Dezvoltării. Sperăm că aceste blocuri care le avem în proiectul de anul trecut o să le terminăm, numai că ne lovim de o problemă cu finanțarea de 20% a locatarilor, greu, sau pot să spun chiar foarte greu, se adună bani. Potrivit celor spuse de edilul orașului Ionel Vatamanu, se va face extindere de gaz metan pe strada 22 decembrie și în cartierul Tineretului. Nu va fi uitată nici piața agroalimentară, acolo unde se vor face lucrări la acoperișul corpului administrativ și se vor schimba blaturile de pe tarabe. Reabilitare și modernizare în cadrul pieței agroalimentare, 83.974 de lei. Avem corpul de administrare al administrației pieței, unde se infiltrează apă, vrem să-l izolăm sus, vrem să schimbăm blaturile la piață, la mesele din piață. Menționăm că veniturile orașului Târgu Frumos sunt estimate anul acesta la circa 23,4 milioane de lei, dintre care peste 8 milioane sunt din surse proprii. Cheltuielile sunt mai mari, peste 25 de milioane de lei, dintre care aproape 18% reprezintă salariile.
A face naveta zi de zi, ani la rând, în continuu, nu este un lucru ușor. Zeci de medici sau profesori își petrec timpul în mijloacele de transport în comun pentru a ajunge la serviciu. Este și cazul unei doctorițe din Iași, care de 23 de ani merge zi de zi, circa 3 ore cu trenul, pentru a lucra la Pașcani, unde conduce un spital. Dacă ar fi să adunăm timpul petrecut în vagoane, ar însemna circa 700 de zile pe drumuri între cele două orașe. În timp ce pe unii naveta zi de zi face să renunțe la locul de muncă, alții ajung să facă acest lucru an la rând. În această situație este și medicul Cătălina Roșca, manager interimar la Spitalul CF din Pașcani. De 23 de ani merge cu trenul în fiecare dimineață de la Iași la Pașcani, circa 150 de kilometri dus întors. Petrece aproape 3 ore pe traseu, timp pe care îl folosește pentru a citi materiale de specialitate. Sunt absolventa UMF Iași, secția Medicină Generală din 1987. Am promovat examenul de rezidențiat, cel de-al doilea examen de rezidențiat după 1989 și am luat postul de medic specialist de laborator clinic la Spitalul General CF Pașcani, unde sunt angajată din anul 1991. Fac naveta zilnică din 94 și până în prezent. Eu utilizez mijlocul calea ferată, deoarece noi până în anul 2000 am avut un abonament gratuit pe calea ferată, fiind un spital în subordinea Ministerului Transporturilor. Asta ar fi un argument. Al doilea argument este faptul că mijloacele rutiere nu-mi permit să desfășor, să-mi valorific acest timp petrecut. Eu nu pot să citesc în automobil, nu am această capacitate, nu pot să lucrez, deci nu pot, pierd practic această oră și aproximativ jumătate. Pe când în tren pot lucra, pot citi, mă pot documenta, deci pot valorifica la maximum timpul petrecut în mijlocul de transport. Spune cu modestie că nu este singura din spital care face naveta zi de zi și își sprijină colegii. Pentru că tot m-ați întrebat acest lucru, vreau să subliniez faptul că nu sunt singurul medic din Pașcani care face naveta, mai suntem încă medici de medicină de familie, medici specialiști din ambulatorul de specialitate sau din spital care fac naveta și zic eu că cu succes! Lucrează la Spitalul din Pașcani din 1991 ca medic specialist de laborator, iar 3 ani a făcut specializare la Iași. Când a început să lucreze, a luat totul de la zero, deoarece pe timpul studiilor a învățat diferite specializări, mai puțin cea în care profesează. Este o meserie dificilă, deoarece presupune cunoștințe din foarte multe domenii de activitate și ca și un lucru deosebit care pot să vi-l spun este că în timpul facultății noi nu am făcut niște noțiuni grupate despre această specialitate laborator clinic. Acum, după 1989, el este ca și disciplină aparte în cadrul obiectelor de studiu de la UMF. Dar în perioada anilor 80 se făceau noțiuni disparate la fiziologie, la fiziopatologie, la biochimie. Și pot să vă spun tot așa ca și o picanterie, faptul că în momentul în care am luat această disciplină, cred că puteam face față cu brio în orice altă specialitate, chirurgie, medicină internă, pediatrie, pentru că eu am prins perioada de stagiatură, perioada în care noi din 6 în 6 luni făceam câte o specialitate, la sfârșitul căreia dădeam un examen. Potrivit celor spuse de ea, medicii de laborator nu sunt niște simpli executanți a unor probe. Ei interpretează și integrează anumite rezultate pentru a ajuta pe ceilalți colegi să pună un diagnostic corect pacientului. Noi, ca și medici de laborator, nefiind niște simpli executanți ai unor probe, noi avem capabilitatea și chiar obligativitatea de a interpreta, de a integra rezultatele analizelor noastre pentru a conduce la formularea unui diagnostic clar și cert, care să-i ajute, evident, pe colegii noștri clinicieni. Este o meserie grea, dar frumoasă, necesită multe eforturi, în principal pentru că cei care o practică trebuie să fie la zi cu noile tehnologii și metodele de investigații care apar în ultima perioadă. Tocmai din acest motiv, timpul petrecut în tren îl folosește pentru a se documenta și pentru dezvoltarea profesională. Sunt sacrificiile normale care cred că le face orice coleg, orice medic din România.
Este o meserie care cere foarte multe eforturi de a ține permanent pasul cu noutățile. La mine în domeniu lucrurile au evoluat extraordinar de repede. Pot să fac o comparație cu modul în care a evoluat sistemul IT pe plan internațional. Același lucru s-a întâmplat și la nivelul laboratorului clinic. La începutul meseriei în acest domeniu, pot să vă dau un exemplu, număram numărul de leucocite cu ajutorul unei pipete într-o cameră de sticlă cu un caroiaj bine determinat și număram, eu știu, câteva zeci de pipete pe zi. Astăzi, acest lucru este preluat de un analizor, analizorul de hematologie. A învățat să se organizeze foarte bine pe parcursul unei zile, astfel încât să nu irosească niciun minut. Așa a reușit să facă față provocărilor de la serviciu, dar și să-și mulțumească familia. Nu a pierdut nimic din copilăria băieților ei și nu are niciun regret. Ce citiți în cea mai mare parte? În cea mai mare parte citesc materiale de specialitate. Așa cum v-am spus mai înainte, trebuie să fim absolut în permanență la curent cu ultimele noutăți. În fiecare an apar noi aparate care au plaja din ce în ce mai mare de investigație, apar noi metode de investigație a diverselor afecțiuni pe care le au pacienții noștri și ca atare trebuie să fiu absolut în permanență la curent cu ultimele noutăți, iar de ceva timp încoace, de aproximativ o lună de când sunt și manager interimar al Spitalului General CF Pașcani, sunt nevoită să citesc foarte multă legislație. Cum ați reușit să împărțiți în tot acest timp viața de familie cu cea de doctor? Repet, sunt nevoită să mă repet, așa cum au făcut-o toți colegii mei, având o bună susținere din partea întregii mele familii, a soțului, a socrilor și evident având foarte bine programat fiecare minut, aș putea spune, din timpul petrecut la domiciliu. Atât timp cât am fost acasă, am încercat să mă degrevez de toate problemele și grijile legate de serviciu și să mă ocup strict de familie, valorificând, așa cum v-am spus mai înainte, timpul petrecut în tren pentru dezvoltarea profesională și actualizarea cunoștințelor. Din 19 septembrie 2016 și până pe data de 13 martie acestui an a fost director medical, iar apoi a devenit manager interimar. Este o funcție grea, plină de responsabilități și vrea să practice un management deschis și transparent. Mă voi strădui să mă achit cât pot de mult de sarcinile și atribuțiile care mi intră în competența acestei funcții, dar vreau să subliniez faptul că mă bazez foarte mult pe contribuția fiecărui angajat în parte, pentru că fiecare dintre angajați, la locul lor de muncă, asigurându-se de buna desfășurare a activității în domeniul lor, contribuie la crearea unei activități frumoase și cu rezultate până la urma urmei în final. Deci, ideea este că voi încerca să practic un tip de management deschis, bazat pe participarea și cooptarea tuturor angajaților în funcție de, sigur, de fiecare loc de muncă în parte. Medicul Roșca se confruntă și cu lipsa medicilor, de altfel cum se întâmplă în mai toate spitalele din țară. La acest moment sunt 8 posturi disponibile pentru medic intern, chirurg, neurolog, psihiatru, medic specialist în medicina muncii, balneofizio, kinetoterapeut și psiholog. Există această problemă a navetei, care mi-au ridicat-o în permanență toți medicii cu care am luat legătura în acest interval de când sunt manager și înainte, pentru că înainte am deținut funcția de director medical. Și în calitate de director medical, posibilitatea aceasta de a atrage pe posturile vacante de tineri colegi a fost parte din atribuțiile mele. Deci toți au ridicat această problemă a navetei, nu numai ca și timp petrecut în diverse mijloace de transport, ci și ca și costuri. De asemenea, intenționează să extindă și area de specializări practicate în cadrul Spitalului CF Pașcani. Ar dori să mai înființeze alte două cabinete pentru boli de nutriție și metabolism, precum și pentru cardiologie. Ar fi să extind area de specializări
pe care le putem practica în, în spitalul nostru, asigurând o mai mare plajă și o mai mare adresabilitate din partea pacienților. Deci aș dori să înființez un compartiment de boli de nutriție și metabolism, un compartiment de cardiologie, asta într-o primă fază. Ulterior, ne mai gândim. Menționăm că medicul Cătălina Roșca provine dintr-o familie de actori din Bârlad și a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, secția Medicină Generală, în 1987, iar examenul de rezidențiat l-a promovat în 1989. Vineri 21 aprilie, vremea se va menține deosebit de rece. Cerul va avea norări în cursul zilei, iar precipitațiile în diminuare se vor semnala în est, local în centru, sud-est și la munte și doar cu totul izolat în restul teritoriului. În Moldova vor predomina ninsorile, în Transilvania vor fi precipitații mixte, iar în Bărgan și Dobrogea mai ales ploi. Vântul va avea intensificări în est și în sud-est și la munte. Noaptea cerul se va degaja în majoritatea zonelor și frecvent se va produce brumă. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 12 grade, iar cele minime între -6 și 3 grade. Pentru județul Iași, specialiști anunță minime de -1 grad Celsius și maxime de 3 grade. Nu scăpăm încă de ninsoare și ploaie. Umiditatea va fi ridicată spre 100%, iar vântul va sufla moderat. La primele ore ale dimineții, zăpada va fi viscolită. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Beat pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul bitv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Sunteți și pe Facebook. Sunt Dana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Numai bine!